am plecat și noi de acasă. Astăzi trebuie să rezolvăm câteva lucruri pentru permisul de ședere al lui Taiga și nu am făcut nimic, absolut nimic. M-am trezit cu o durere de cap îngrozitoare și nu m-am putut ridica din pat, deci este din vina mea. N-am rezolvat tot ce ne-am propus pentru astăzi, dar măcar o să rezolvăm o parte și lăsăm restul pentru luni. Aia e. Până la urmă se mai întâmplă. Și e vineri și n-o să facem nimic, încă mă simt blea. Măcar nu mă mai doare capul chiar atât de tare. Și m-am machiat oribil, deci mi se usucă tușul și mi-am făcut o codiță mai lungă, una mai scurtă. Nu prea se vede pe video, deci e ok. Eu văd și nu-mi place ce mi-a ieșit. Și acesta este minunatul oraș Vâlenii de Munte, orașul unde eu m-am născut, orașul unde am copilărit. În blocul ăsta stătea bunicul meu. Chiar aici. Gata, am terminat la ANAF, iar acum o să mergem la Xerox să rezolvăm ceva și acolo. Și cam asta ar fi pentru astăzi. Mai rămâne să vă arăt outfitul meu pentru 7 zile, 7 outfituri. Mi-am luat un tricou de la bărbați mărimea XL. L-am luat cu 20 de lei de la H&M, a fost o combinație bună. Și voiam să vă spun de giveaway, că nu-mi vine să cred cât de multe persoane s-au înscris. Și mi se pare, de fapt nu mi se pare, 10 zile sunt prea multe și îmi pare rău că vă las să așteptați atât de mult. E primul giveaway pe care îl fac. Data viitoare promit că giveaway-ul va ține doar 3 zile, astfel nu va trebui să așteptați o eternitate. Că este enervant, știu cât este de enervant, dar nu mă așteptam să se înscrie lume și de aceea am zis să-l pun 10 zile, că dacă se vor înscrie 100 de persoane e bine. Dar se pare că avem deja peste 300 de participanți și ei, nu-mi vine să cred, chiar nu-mi vine să cred. Nu o să răspund la comentarii pentru că nu vreau să pară că favorizez pe cineva. O să le citesc pe toate, o să dau like și inimioară și nu cred că mă auziți pentru că vreau să testez camera fără microfon. Și este mega gălăgie în orașul ăsta. Da, și aici l-avem și pe domnul Ikeda. O să vi-l mai arăt așa din când în când, cât un pic. Că tot întrebați de el, mereu întrebați de el. Most in my life, they say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? If I could make you see it, baby, we'd be something, something to make. Că iese soarele și nu o să mă mai vedeți. Așa ar trebui să stau să mă vedeți mai bine. Mira a rămas acasă cu bunicii. Cred că o să iasă să se joace prin grădină. Vedem când ajungem acasă ce face. Din păcate chiar n-am rezolvat mare lucru astăzi. Dar aia e, mai e și luni o zi. Până la urmă o luăm așa mai ușurel. Dar vrem să rezolvăm totul cât mai repede ca să putem să plecăm la Istanbul. Știți că vă spuneam că voiam să plecăm pe 25, dar până la urmă a trebuit să amânăm, Taiga a avut puțină treabă, acum trebuie să rezolvăm și cu permisul lui de ședere și suntem oarecum blocați aici, nu putem să ne deplasăm. Dar aia e, facem ce avem de făcut și după plecăm. Vrem să mergem și la Veneția cu mașină. Nu știm sigur care va fi prima plecare, dacă va fi... A, uite-l pe Diribu! He was my teacher, my math teacher. Da, tocmai a trecut Diribu cu mașina, Diribul meu din liceu. Ce drăguț! Nu mai văzusem de ani de zile, am văzut așa în trecere. Ok, da, și cum spuneam, cred că prima vacanță va fi la Veneția sau la Istanbul, încă nu suntem hotărâți, dar vrem să plecăm cu noua mașină la drum lung, încă nu am apucat să facem nicio plimbare cu ea, doar până la Brașov și cam atât ce am mai făcut Văleni, București. Atât vrem să mergem la plimbare. Am ajuns acasă și Mira nu este aici, a plecat cu mama. O să mă duc să-mi recuperez fata în 10 minute. Dar în schimb o am pe Tora aici. Tora, vii un pic? Vii? Nu? Haide! Nu vrei să spui și tu bună?
Aici, la cameră? Nu? Ok. Da. E frumos afară, e puțin răcoare, dar e plăcut. E de stat afară, e de stat în curte, e de lenevit, de făcut nimic. Mami, dar ce ai desenat? Că ești plină de marker pe față, peste tot. Ce ai desenat? Ce ai desenat? Ce ai desenat? Ce ai desenat? Au! De ce ai jura? Îmi arăți ce ai desenat? Poți să-ți văd și mânuțele? Artistă! Vrei să vezi și pe Daisy? Da, hai să văd ce ai făcut tu acolo. Tu l-ai făcut? Da. Aici e Rapunzel cu părul lung? Da. Ce frumoasă e, mami! Wow! Yes. Câți ani ai? Am 10. Ai 10 ani? Da. Gata? Te-ai făcut mare peste noapte? Da. Și poți să dormi în tine în pat. Dar la mine în pat? Și tu ești 3 ani și tu ești mică și tu dormi în mine în pat. Eu am 3 ani și sunt mică și dorm la tine în pat? Da, și plângi. Și tu dormi cu papii? Da. Serios? Da. Ești mare? Da. Și eu dorm singură la mine în pat, că da, sunt bebe? Da, și plângi. Și plâng? Vino-mi pe ce, că nu te văd. Stai că e casa mea. Vino-mi pe ce, mami, că nu te văd. Și tu nu mai plângi? Nu. Deloc? Grădiniță. Și eu plâng la grădiniță? Dacă nu ai venit să o iei. Da, plângi tu la grădiniță? Dă-mi mereu pițete. Eu plâng? Da. Că nu vine Mira să mă ia? Nu. Oh, păi mă las singură, mami? Da. Oh, păi așa fi supărată. Foarte supărată. Ce mai supărată? Păi, nu! Acolo sunt mulți copii. Acolo sunt mulți copii pentru mine și n-ar trebui să fiu supărată. Ai trebuit să fii fericită, nu? Da. Tu ești fericită la grădiniță? Nu, tu ești fericită. Tu te duci la grădiniță? Nu, tu! Că tu ești mică. Eu sunt mică? Da. Și tu ești mare? Da. Tu ești mare și eu sunt mică? Wow. Păi ești mică. Eu sunt mică, așa? Așa, ca bebelușul, da. Băi, ce pe mânuțele tale. Artistă mică.